Festivitatea de acordare a diplomelor a avut loc în cadrul spectacolului aniversar Unirea Bucovinei cu țara și 60 de ani de activitate muzical-dramatică a ansamblului Ciprian Porumbescu. Evenimentul a fost organizat în sala mare a Casei de Cultură, iar cei 6 noi cetățeni de onoare ai județului sunt Daniela Condurache, Alexandru Dumbravă, interpreții de muzică populară Rudica Dominte, secretar literar în cadrul ansamblului, Emil Lavric, director și dirijor, coregraful Costinel Leonte și dirijorul Viorel Leancă. Dintre aceștia, doar Daniela Condurache nu a putut fi prezentă la festivitatea de acordare a diplomelor. În cadrul ceremoniei au fost acordate diplome de către președintele Consiliului Județean Cătălin Nechifor, care a ținut să precizeze că este ziua Bucovinei, ziua tuturor, iar în egală măsură este și ziua ansamblului Ciprian Porumbescu. Este ziua Bucovinei, este ziua noastră, dar în egală măsură este ziua ansamblului artistic Ciprian Porumbescu. La mulți ani tuturor! Avem la rândul vieții momente care putem să ne raportăm la istorie, la trecut, la valori. Astăzi este un moment important și este mândru că îl trăiesc împreună cu dumneavoastră. Sunt 60 de ani de activitate aici, la ansamblu. O viață întreagă dedicată muzicii, culturii, tradiției, viitorului. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au început, au continuat și vor continua această muncă. Vreau să mulțumesc și TVR Iași pentru întregul sprijin pe care mi l-au acordat. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au preocupat ca astăzi să fie o zi de sărbătoare. Și vreau să vă spun că mâine continuăm, pentru că și mâine e sărbătoare, dar și luni e sărbătoare, pentru că în 1 decembrie este ziua națională și am pregătit și pentru atunci surprize plăcute. Sunt convins că publicul sucevean aștepta un astfel de concert, de ținută de gală, la care evoluează ansambluri profesioniste, ansambluri de amatori, talente tinere, dar și valori consacrate. Este vorba și de Sofia Licoveanca, este vorba și de Margarita Clipa și este vorba de foarte mulți artiști care și-au pus întreaga viață în slujba artei și haideți să aplaudăm, pentru că sunt valori noastre. Mulțumesc pentru invitație domnului președinte al Consiliului Județean Suceava, domnului manager de la ansamblul de la Centrul Cultural Bucovina, doamnei director de la ansamblul Ciprian Porumbescu și un mesaj din partea doamnei Daniela Condurache. Să știți că pe unde umblă, vă poartă în suflet alături de dumneavoastră și pe dumneavoastră. Mulțumim frumos! Mulțumim, Dan Bogos, mulțumim! Și acum, în fața dumneavoastră, o să vină, așa cum v-a obișnuit, cu zâmbet larg, sper eu și cu emoții de această dată, Alexandru Dumbravă! Da, în primul rând mulțumesc lui Dumnezeu că anii ăștia încă pot să cânt și cânt, sunt în activitate. Sunt unul din cei mai vechi membri a ansamblului Ciprian Porumbescu. În anul ăsta am împlinit 60 de ani de activitate cultură, în slujba viitorului. Vă mulțumesc dumneavoastră, în primul rând, viitorilor de folclor. Sunt în activitate, spuneam înainte, am la două ansambluri, unul Dumbrăveni și unul Salta. La televizor îi vedez mereu și mă mai bucur de ceva. Am soliști vocali pe care eu i-am educat, eu i-am învățat, sunt premiați pe țară. Deci au luat mari de prim la festivalul interne și internaționale. Mă mândresc cu asta și dacă Dumnezeu mi ajută în continuare, mergem în continuare. Mulțumesc domnului președinte, un președinte frumos, elegant, eu respect foarte mult, îmi place foarte mult. Mulțumesc tuturor care au avut grijă de noi și la fel și domnului director al creației, domnul manager. Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Alexandru, doar vă dați-mi microfonul, vedeți că nu se lasă tot cu microfonul, o să puteți să-l vedeți puțin mai târziu în spectacol, i-am pregătit și o surpriză, o să vă spun puțin mai târziu despre ce este vorba, puteți să-l aplaudați încă o dată, că merită din tot ce vreau. Mulțumim frumos, Alexandru Dumbravă.
va veni aici alături de noi din nou din sală, sper eu, să ne vadă și mă bucur că îl revăd și o să-l revedeți poate și în filmul aniversar al ansamblului Ciprian Porumbescu. Este vorba despre un om care a pus foarte mult suflet în tot ceea ce înseamnă ieri și azi ansamblul Ciprian Porumbescu, Emil Havriluc. Spune eu și o să apucați să vedeți acest lucru. Se numește Costinel Deu. Doar două cuvinte, dacă îmi permiteți. Bună seara, în primul rând, la toată lumea. Este o mare onoare și cinste pentru mine să primesc această distinție. Mai rar primesc dansatori așa ceva. Dar să știți că mai mult de jumătate din această distinție cred că o merită cei cu care am lucrat de-a lungul timpului. O parte din ei sunt aici în sală, din vechea gardă. Cât în păcate a rămas mai puțin, iar ceilalți sunt în scenă și vor fi împreună cu dumneavoastră, vă vor prezenta un frumos spectacol. Deci, le dedic și lor și datorită lor, împreună am putut să primesc această onorantă distinție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi actuali, voști sau viitori colegi. Vă mulțumesc din suflet publicul. Costinel Deu, în aplauzele dumneavoastră, primește diploma. Iată și ceva de lucruri care amintesc de această aniversare. Mulțumim frumos! Mai greu cu două minute. Mulțumim frumos! Aplauze încă o dată! Să fiți sănătoși! Să fiți sănătoși nu stă degeaba, pentru că în continuare Costinel Deu are grijă câteva formații de dansuri pe care te veți vedea și la televizor. În cele ce urmează, îmi face o mare, mare plăcere să invit alături de noi un om care vorbește mai rar, dar întreg ansamblu vorbește prin ceea ce orchestrează. Se numește Viorel Leac. La această aniversare, urez ansamblului Ciprian Porumbescu,
astăzi îmi exprim recunoștința pentru toți cei care au fost, care au contribuit cu viața și maestria acestei instituții, cei care au contribuit la montarea artistului Viorel Dante, oficialităților, pentru emblematicul titlu de cetățean de onoare al județului Suceava. Vă mulțumesc! La finalul ceremoniei, directorul Centrului Cultural Bucovina, Viorel Varvaroi, i-a amânat președintele Consiliului Județean o diplomă de excelență, o plachetă comemorativă și cartea Istoria Neamului Românesc, mulțumindu-i pentru sprijinul acordat de Consiliul Județean în organizarea acestui eveniment. Deci aniversăm 60 de ani și sperăm să prindem cât mai mulți cu rezultate cât mai bune, dar cu acest prilej trebuie să mulțumim în mod deosebit conducerii județului Suceava, Consiliul Județean și mod deosebit domnului președinte, care a fost, ca și astăzi, alături de noi în buna organizare și desfășurare a activității ansamblului și nu numai a tuturor direcțiilor Centrului Cultural Bucovina. Permiteți-mi să numesc numele ansamblului Ciprian Porumbescu și a Centrului Cultural Bucovina, diploma de onoare, de excelență, domnului președinte, Istoria Neamului Românesc. Încă o dată, mulțumim și așteptăm același timp de și pentru viitor.